Vasile Paltin. Să ne spună cum prognozează investițiile pentru anul 2020 și cum simte atmosfera din această comună în ceea ce privește mulțumiri sau nemulțumiri ale cetățenilor. Să vă spun, bine ați venit, să fie un an nou bun, sperăm așa toți, de fiecare dată, că anul acesta va fi mai bun ca precedentul, deși nu m-aș putea plânge nici de anii precedenți, pentru că am avut așa o tendință de a lucra continuu, de a nu lăsa nimic la voia întâmplării, și de aici apar mulțumirile pe de o parte, nemulțumirile pe de alta, pentru că sunt și mulțumiri și nemulțumiri. În general ne-am axat, așa cum am mai spus-o și de alte întâlniri pe care le-am avut precedente, să pot să ajung să realizez infrastructura de apă canal în toată comuna. Pot să vă spun că anul trecut am încheiat și satul Hălmeag, am făcut recepția, este dată în funcțiune și apa și canalizarea. E o mare realizare, în opinia dumneavoastră? Pentru mine, da. Pentru mine, da, pentru că a fost un proiect foarte greu. Nu este un sat cu planeitate ca Șercaia, are mai multe fețe, cu coborâri, cu stații de pompare, și plus că am făcut foarte multe amânări. Lucrarea trebuia să se încheie undeva la mijlocul anului 2019. Eu am fost nemulțumit de lucrare și am tot amânat-o până mi-a permis contractul de finanțare, că dacă îmi permitea o mai amânam încă, dar la ora actuală, de când am dat drumul, funcționez și canalizarea și rețeaua de canalizare și rețeaua de distribuție a apei fără întrerupere funcționează. Este drept că nu sunt branșați la apă decât 76 de familii. Avem branșamente în jur de vreo 300 și mai am nevoie încă de vreo 20. De ce nu s-au branșat? Pentru că a venit iarna. A venit iarna și oamenii au zis, domnule, nu mă apuc să mai săp acum în curte, cu noroi, cu nu știu ce. Asta nu înseamnă că nu au tot ce le trebuie. Deci, practic, primăria Șercaia nu mai are ce să facă. A fost în afară un proiect inedit ăsta, pe subolt. Pe subolt, dus tot acolo. Deci, o piatră de încercare și pentru mine și o mulțumire în plus. Dar revin la ideea că, practic, noi nu mai avem ca și primărie decât de făcut până vreo 10 branșamente de apă și de canalizare și restul, toate numerele de casă au la poartă branșamentul de apă și racordul de canalizare, tot pus acolo, omul nu are decât să-și sapere prin curte și să se lege și să ne anunțe, vreau și eu să mă leg la apă și eu să-i fac contractul de distribuire a apei. Iată un proiect bifat, să zic așa, la VAD. Da. La VAD suntem în lucru, în sensul că în mare parte este realizat, este pe fonduri europene. Mi-a mai rămas de făcut strada principală, adică tot ce ține stânga-dreapta DN73A, restul, rețeaua și de apă și de canalizare este executată. Avem aceeași problemă ca la Hălmeag, nu avem apă, de aceea trebuie să schimb soluția. Suntem în redactarea noii soluții tehnice a proiectului. Urmează modificarea vizelor, aprobarea de către AFIR Alba a noii soluții, semnarea contractului de modificare și să sperăm că în cursul anului viitor, nu cred că până mi se sfârșește mie mandatul, o să reușesc, pentru că eu aș vrea să reușesc, nu sunt impedimente mari, dar până se eliberează toate avizele și până obțin toate semnăturile, durează, mai cu seamă că este un proiect pe fonduri și acolo nu poți să treci fără să ai absolut totul în regulă, absolut la ultima cifră, pentru că intri în vizorul altor organe de anchetă, că te folosești de poziția ta și te poate băga foarte ușor la un abuz în serviciu. E foarte greu, și dumneavoastră vă că o spuneți, așa cum o spun toți primarii, cu aceste aprobări pentru obținerea proiectelor, iar populația este nerăbdătoare în tot ceea ce înseamnă proiecte. Eu vă spun altfel, sunt măgar bătrân ca să mai greșesc acum în naivitate. Deci știu ce înseamnă
Știu că aveți perfectă dreptate, oamenii nu sunt impresionați decât atunci când au la poartă, degeaba poți să le spui, să le dai orice justificare, nu interesează, dar când au la poartă, atunci au o certitudine, da, s-a realizat. Și deci aș vrea să cred că și al doilea proiect ar fi gata în cursul anului 2020 și aș avea cam toată comuna bine. Mai am și sigur voi termina până la în acest mandat cele două proiecte cu extinderea de pe Șercaia, pe PNDL1, pe Ministerul Dezvoltării. Este un proiect pe apă, un proiect pe canalizare, că așa au vrut, așa au fost programele de finanțare. Acestea mare parte sunt realizate, mai am o singură stradă, o strada Inului, de rezolvat, nu este o distanță extra, cred că un kilometru de rețea, deci un kilometru de rețea, ca să zic că nu o realizez până în iunie, mi se pare cu semnul întrebării de ce nu o realizez. Deci o să o realizez și în Șercaia aș avea apă tot satul, în Hălmeag am tot satul, mai puțin o stradă care este în zonă inundabilă și până nu-i găsesc rezolvare la acea stradă, strada Oltului, de jos de lângă Olt, nu pot să fac rețeaua. Și în Vad îmi va rămâne o singură stradă, strada Prundului, care a fost finanțată și a fost asfaltată pe măsura 3.2.2 în fostul program de finanțare european și până în 2020 nu am voie să umblu la ea. Deci sunt în monitorizare. După 2020, bineînțeles cu mare grijă, că nu vreau să stric asfaltul, probabil o să merg pe două bretele pe trotuare și voi racorda și oamenii din Vad și aș putea să spun, deși eu doream ca în acest mandat să am toată comuna încheiată cu apă și canalizare, cu funcționalitate și cu avizele necesare, adică avizele necesare. Noi, în urma acestor finanțări pe programele de apă și canalizare, că sunt finanțări și pe fonduri europene și guvernamentale și pe fondul de mediu, care e Banca Mondială, deci pe tot ce s-a putut, am creat serviciul la primărie, poate am mai spus-o, este serviciu propriu, suntem operatori de apă canal, la ora actuală, am început dotarea. Cu avize, cu... Cât a durat, nimic. Apropo de... Aproximativ un an, până am obținut toate aprobările. E mai bine așa, domnule? Este mai bine așa pentru că poți să ții foarte strict în mână prețul metrului cub de apă. Adică degeaba fac eu apă și canalizare și mă duc și dau lucrarea de apă, o dau unui operator de apă, apă canal, ori la Brașov, ori la Sibiu, că nu există alt operator, la care o să vină cu prețul lui. La noi acum este 3 lei și va rămâne 3 lei 48 de bani metru cub de apă, dintre care se calculează 80% pentru canalizare, la vreo 3 lei și nu știu, canalizare. Deci undeva la 6, până în 7 lei este metru cub de apă și canal. Și până la urmă ăsta este interesul. Pentru că este normal să fie așa, dacă lucrarea de apă și canal a fost făcută din bani publici, că sunt bani de guvern, că sunt bani europeni, că sunt bani din bugetul local, sunt bani publici, adică bani din taxe și impozite. De ce trebuie acum să nu ținem prețul jos ca să fie și la îndemâna fiecărui locuitor să-și permită să consume contorizat, totul este contorizat, este o mare realizare, și atunci avem un echilibru și poți să știi unde să acționezi. Așa am făcut lucrarea pe bani public și o dau un operator, la care vine cu prețul lui și ce a făcut, ce am realizat pentru om. Că o să vină, nu știu cât e, 7-8 lei metru cub de apă, va fi și canalizarea atât, să-l duce la 15 lei metru cub. Ce am realizat pentru om? Nu mare lucru. Vreau să vorbim și despre capitolul salubritate, care nu de puține ori... Dacă mai aveți ceva de completat... Aș avea de completat... Deci suntem în fază de a... Noi mai avem câteva străzi, deci un proiect care a fost aprobat, a fost finanțat, am făcut licitație, am semnat contractul de finanțare, am determinat constructorul, nu am început anul trecut lucrările, modernizare de drumuri Sătești, undeva la 6 km, 5,6 km, împărțiți în toate cele trei sate. Probabil undeva în primăvară, dacă lucrurile vor decurge normal, o să dăm drumul și la această lucrare. În ce constă, când spuneți modernizare drumuri?
Deci tot ce nu este asfaltat la ora actuală în comuna Șercaia va veni asfaltat. Deci poveste extraordinară pentru sunt lucrurile, da? Sunt drumurile, în special cele care duc la cimitir. Îmi pare rău, dar până la urmă ele sunt foarte importante, că e drumul nostru de căpătâi, ultimul. Sunt praf toate, pentru că au fost lucrări pe ele. Și până la urmă toată lumea, când te duci și că-ți vine rândul, că-ți vine rândul, că te duci să însoțești pe cineva, să petrești pe cineva, îl înjuri pe primar că n-a fost în stare să facă un drum. I-au venit, le-a venit rândul și lor. Și suma probabil finanțată din 5,6 milioane, deci undeva la 56 de miliarde. Din fonduri? Din PNDL 2, fonduri de guvern. Așa, ne-a zis dumneavoastră de salubritate. Este cea mai grea problemă și este prima problemă de căpătâi a comunei Șercaia pentru anul acesta, pe care încerc să o rezolv. Momentan, avem contract cu Comprestu, dar nu mă încântă. Nu-și fac treaba, să nu înțelegeți că cei de la Comprest, odată prețul, care pe noi undeva ne ridică la nivel, dacă fac pe un total an, între 400.000 și 600.000 de lei să duc din bugetul primăriei, bani care îmi ies din comună și nu voi avea curat în comună. Voi avea tot timp, adică vor mai fi alte cheltuieli care obligat, că nu o să vină nimeni să facă curat pe degeaba. La ce vă muncă patriotică. De câte ori îl ridică și de ce nu e... Deci ăștia-s bani pentru că ridică gunoiul și îl duce de aici. Bani care și pleacă din comună, pleacă și gunoiul din comună. Dar nu-i suficient. Dânsii vor ridica de la număr de casă de acolo. Curățenie înseamnă în comună și pe vale și pe toate străzile și acolo cheltuiel și acolo se mai duc niște bani. Deci sunt de principiu de a mă organiza singur și de a-mi face eu curat, pentru că ce fac eu curat, odată nu o să fac această cheltuială, cheltuiala o să fie undeva la 300.000 până în 300.000 de lei, deci rămân niște bani în primărie pentru alte lucrări. Și în al doilea rând știu eu unde n-am făcut curat și trebuie să-mi fac curat eu, pentru că e garda de mediu care vine să-și facă datoria. Ori și așa vine să-și facă datoria garda de mediu, asta nu înseamnă că trebuie să arunc gunoi undeva, dar lucrurile au fost puse prost de la începutul începutului. Cu altă firmă? Nu are importanță firma. Nu firma este de vină, nu aici este de lucru. De lucru este cum structurez munca. Pentru că ca să-l conving pe om să adune gunoiul menajer și eu să iau numai gunoiul menajer, trebuie să mă duc înainte, să iau hârtia, să iau cartonul, să iau plasticul. Acestea eu nu le pot depozita în curtea primăriei, pentru că mai departe eu n-am ce să fac cu hârtia. Hârtia trebuie să o păstrez într-un loc uscat. Nu sunt dotat, deci nu am pregătirea necesară la ora actuală să am o încăpere unde să duc toată hârtia donată din comună să fie loc uscat ca să o pot valorifica în continuare. Cartonul, de asemenea, într-un loc uscat, deci nu are ce să facă cu ele umede. Hai că plastic în trei fracțiuni, mă duc și după ce avem pe fostul proiect, pot să despart platforma aceea betonată în trei compartimente și rezolv. Dar nu rezolv, nu la ora asta, nu se poate rezolva o colectare selectivă la ora asta. Am început deja suntem în amenajarea celor două locații pentru hârtie, pentru carton, deci sunt de părere pentru că nu se poate rezolva curățenia unei comune decât dacă te implici în mod direct, într-un dialog permanent cu omul, să-l conștientizezi și pe el, măi, fratele meu, nu mai impune tu ce ai măturat în curte mie să-ți duc eu la fermentat, la gunoi menajer, pentru că și prețul este anapota, acum îi se percepe un preț destul de mare, undeva la 12 lei de persoană, pentru că astea-s cheltuielile, eu nu contez că ar fi umflat de firma de salubritate, dar astea-s cheltuielile. Dacă omul nu este conștient că el trebuie să pună numai ce fermentează acolo, să le selectăm, nu ajungem la niciun rezultat. Ne mințim, ne furăm căciula unul la altul. Deci de-aia vă spun, este o lucrare grea, este, dacă cu canalizarea
stau liniștit pentru că sunt, nu mai urmăresc lucrarea și știu, drumul este făcut, este bătut, știu ce trebuie să fac. La gunoi, la gunoi este un început și un greu. Să deci să-mi fac, serviciu. Da, să facem o gestionare. Cu ani mulți în urmă, exact, cu mai multe primării. Exact pe acel proiect vreau să mă duc mai departe. Da, și pe echipamentul utilaje. Acela, da. Să merg mai departe, să ne facem operatori. În cadrul... Ați putea atrage fonduri și altfel, dacă nu... Intenționez, dar nu știu dacă sunt finanțări la ora actuală, deci da. Intenționez să fac și lucrul acesta, deci rămâne un subiect pe care îl vom dezbate în continuare, dar părerea mea, am spus-o și acum la recentul Consiliu, este degeaba dacă nu ne implicăm noi să facem, nu vine nimeni să-ți facă curat și nu vom avea o comună curată. Acum, apropo de ce spuneți, poate în mandatul următor, că vreau să trecem și la acest subiect, domnule primar, e un an electoral, este un an electoral. Al alegerilor locale. Da, este un an electoral, ca mulți ani electorali. Sper să fie cu mai multă decență de data asta. Nu-mi fac niciun fel de griji, pentru sunteți că trebuie... Sunteți unul dintre cei mai vechi primari liberali. Da, care ați rămas, da. Ați plecat deci, practic, nu... în politică de la PNL și sunteți tot sunt la PNL, iată, da. Ați reușit să rămâneți fidel doctrinei liberale. Am rămas, pentru că nu poți. Azi ești în PNL, mâine ești în PSD și nu, deci asta este exclus. Asta ține de caracterul meu. Dar eu nu fac decât datoria și... îi îmbrățișez și le urez succes contra candidaților, deci nu este nicio problemă că trebuie să fie, pentru că oamenii trebuie să aibă de unde să aleagă, să gândească, îl aleg pe ăla, cred că e mai bine, îl aleg pe celălalt, deci nu este absolut nicio problemă. E guvern liberal acum, de ce vă pun această întrebare? Noastră de-a lungul mandatelor ați trecut prin diferite guvernări. Da, da. Și cum ați dus-o mai bine? Când erau liberali, primeați mai mulți bani? Deci haideți să vă spun, dacă tot m-ați întrebat, toate, eu le-am mai spus și la noi când am fost la ședință, majoritatea contractelor de finanțare le-am obținut când a fost guvernul liberal. Deci le-am obținut pe guvern PSD, deci dacă faci o lucrare bună și îți vezi de treabă, nu are treabă nimeni cu tine. Că nu v-ați dus direct la guvern, nu? Sau problema cea mai mare, nu m-am dus, am depus proiectul ca lumea, a fost, sigur că da, a fost evaluat, a fost... dat ok-ul pentru el, s-a produs finanțarea. Problema este când te duci cu un proiect prost pe guvernarea ta și vrei să faci o lucrare, acolo e adevărata problemă. Fac o lucrare de canalizare, dar am un proiect prost, haide, bagă-mi-l și finanțează-mi-l. Nu iese lucrare, nu se va încheia lucrarea aceea. De aceea este o mare prostie să susții că am guvernul meu și mă duc să-mi promovez nu știu ce proiect. Dacă nu este proiectul făcut ca lumea, să aibă funcționalitate. Și m-ați întrebat de hâlmeag. Deci nu am, până la ora actuală, funcționăm de 2 luni de zile. Nici un impediment până la ora actuală. Deci asta înseamnă să funcționeze. Pe mine nu mă interesează cine e la guvern, să fie sănătos cine e la guvern. Cât de mult depinde de echipa m-ați întrebat... care lucrează la proiect, să fie proiectul? Cu cine lucrați? Lucrez cu firmă. Așa. Am aceeași firmă din 2007, testată de când lucrăm. Testată că ies lucrurile în regulă. Deci dacă mie tot ce mi s-a lucrat s-a finanțat, păi aș fi nebun să o schimb. Pentru că mă suspectează cineva că am legături cu aceeași firmă. Da, am legături cu aceeași firmă, de amiciție, până la urmă și de amiciție. Pentru că îmi permit un proiect, îți face proiectul, trebuie urmărit proiectul. Proiectantul are încă 2 ani de zile după aceea, el este obligat prin natura firmei care o are și el e elaborarea acestui proiect să urmărească lucrarea și răspunde de lucrarea acum. Și eu dacă lucrurile sunt bune, nu pot să le schimb, trebuie să schimb un lucru bun. Da? Da, să da. Deci vine, îl convoc, de câte ori avem o întâlnire, vine, deci nu e nicio problemă sau un impediment, cum o rezolvăm. Dar m-ați întrebat cum e mai bine dacă cu guvernarea? Eu spun că acum va fi rău pentru că, vă spun, liberalii nu vor da bani, că n-au de unde. Deci ori spui lucrurilor pe nume, păi ori ne mințim. Nu vedeți la televizor? Cu ce dobândă? A spus clar, putea să se împrumute
de nu știu câte ori, de undeva la 20 de miliarde, dar n-a luat decât 2 miliarde jumătate la o dobândă mică, pentru că nu ne permitem, banii aceia trebuie dați înapoi. Noi nu putem să cerem bani, adică eu ca familie cer bani ca să mănânc, să trăiesc de la vecinul, dar trebuie să-i dau înapoi, nu? În timp și cer și azi și cer și mâine, dar eu nu mă pun la muncă să-mi pun în grădina mea tot ce îmi trebuie ca să nu mai cer bani la vecinul să mănânc și să trăiesc. Da, dar deci undeva aici suntem. Și-a dorit guvernarea și trebuie să-și asume, apropo de asumarea răspunderii. Și-a dorit guvernarea pentru că eu consider că este un bun român. Simplu. Deci văzând ce se întâmplă, ca oricare alt parlamentar a zis, băi, nu se mai poate să mergem noi să fim parlamentari, să ne, să zicem, cu 20%. Nu poți guverna cu 22% cât are guvernul, cât au liberalii la ora asta în Parlament. N-ai cum să guvernezi. Și avem idei, pentru că timpul zboară rapid și avem subiecte și vreau să discutăm pe politic pe final. A venit cu această idee organizarea alegerilor în două tururi. O îmbrățișez. Da? Da, pentru că așa este normal să fie. Să-i dai voie omului să spună și să fii tu, eu sunt mult mai liniștit și am încredere în mine, în tot ceea ce fac, dacă sunt ales în două tururi. Într-un tur vin foarte mulți în primul tur, am ieșit cu câteva voturi în plus la primul tur și sunt primar pe o marjă de participare poate mică la primul tur. Totdeauna la al doilea tur participarea este mult mai mare, pentru că sunt mulți locuitori care zic, las că nu mă duc acum, că mai e un tur și mă duc la... oameni, da? Hai să ne ducem să vedem, deci este dar mult... poate să fie și cu surprize. Pentru cei în funcție? Da. Sau poate să apară surprize pentru doamnă, anumite nu sunt persoane surprize. La care nu vă așteptați? Nu sunt surprize. Omul are dreptul să aleagă. Dacă el consideră că tu nu ai făcut nimic 4 ani, eu de ce să mai stau în continuare să ocup scaunul? Lasă-l, domnule, la altul care poate e mai bun ca mine, poate are altă viziune. Deci, scaunul de primar trebuie să fie liber. Primar nu este decât o meserie. La noi este o meserie încărcată, nu este ca în Occident. În Occident este o meserie de protocol, de reprezentare. Asta este primarul. La noi, nu, este cal de bătaie. Răspunzi la garda de mediu, la garda forestieră, la toate instituțiile de cercetare, începând cu parchetul de la judecătorie până la DNA, trebuie să răspundă cineva. Asta este primar la noi. Cal de bătaie. Tu răspunzi de tot ca să nu mai spun de pretențiile omului. Și omul când te-a ales și ți-a dat un vot, te alege pentru că are o speranță că poți să-i mai faci și lui ceva, să-i îmbunătățești viața cu ceva. Pe de altă parte, știți cum în spațiul public se spune da, dar este și o muncă bine plătită în primării. Funcționarii publici acum, în ultima salarii, perioadă. În ultima perioadă. Da. Sunt, în ultima salarii sunt alte salarii. Sunt contra pensiilor speciale. Dacă mă întrebați pe mine ca primar, eu nu sunt pentru pensii speciale. Dar ce le facem cu justiția? Mă depășește. Nu este problema. Problema mea, eu mă rezum, atâta mă țin pe mine cu râlele la primăria, la comuna Șercaia. Mai departe, probabil, că sunt alte capete luminate. E problema proteste. Lor cum o discută, dar pentru mine mi se pare foarte normal cât am contribuit eu în viața mea pentru fondul de pensii. Păi la aia să mă raportezi. Că până la urmă, eu n-am înțeles de ce trebuie să ierarhizăm meseriile. Și eu am o meserie, justiția are altă meserie, poliția are altă meserie. Dar de ce trebuie să le ierarhizăm? Așa fiecare e special. Eu cred că nu, dacă e o meserie, înseamnă că e necesară în lumea asta meseria aceea, da? România a pierdut mulți bani cu ghilimele de rigoare de la buget prin alocarea acestor fonduri. Știu, s-au pierdut mulți bani. Problema este că s-a pierdut industria în România și problema e că odată ce am pierdut industria, n-am făcut infrastructură să atragem investitori să facem altă industrie. Asta e problema reală a României, de-aia n-avem locuri de muncă și de-aia ne fug oamenii afară. Că dacă am fi avut infrastructură, atunci atrăgeam investitori, pentru că erau dornici să vină, dar ăia dacă n-au pe ce să vină și fac nu știu câte ore de la Arad până la Șercaia, normal, au zis, la revedere, poți să-mi dai tu ce mi-i da, și forță de muncă, și teren, și să-mi fac investiția, că tot nu vin, că îmi pierd timpul pe drum la tine. Și acum speranța noastră... Șercaia, dumneavoastră ați atras niște investitori aici. Am atras pentru că eu consider că am fost foarte corect. Deci, au venit... Atât am avut, atât le-am oferit, le-am spus exact ce le putem oferi și ne-am ținut de cuvânt și fără nici o altă condiție. Fără nici o altă nu condiție. Și relația... Comunitatea cu nimic, da? Cu specificul la început, activității. La început a deranjat,
Dar asta nu înseamnă că noi trebuia să străm cu mâinile în sân. Deci la început, în perioada de vară, se simțea mirosul de la nurci și în zonele limitrofe acolo. Dar prin creierea acelor, consider eu, perdele de salcâm pe care le-am plantat de-a lungul anilor și acum s-au ridicat, deja anul trecut nu am mai auzit plângându-se nimeni și dacă continui cu această activitate, cu siguranță, cu siguranță nu o să fie nicio problemă și eu continui. Nu pentru că acum se pune problema cât de curat este aerul într-o localitate, cum este, cum se vehiculează acum și este monedă de bătaie pe toate posturile de televiziune. De când am început? Din 2006 să plantez și spuneam că vreau să fac un brâu verde în jurul localității pentru a avea un aer proaspăt. În 2006. Suntem în 2020. Și lucrez în fiecare an, 40.000, 17.000. Am văzut că aveți pădurea aceea de salcâmi, da, acolo. Deja da, e creată pentru... Și acum, din ce lucrez, din ce îți dai seama că ai fost atât de prost înainte și n-ai văzut, pentru că ai foarte mult de lucru și să oferă alte posibilități și alte oportunități în interior. Avem de plantat în interiorul, în intravilanul localității și normal că atunci toate aceste plantații vor crește și vor da o notă de aer proaspăt în localitate. Pe finalul interviului n-aș vrea să omitem subiectul Poiana Narciselor. Este o atracție, să zic, an de an pentru mii de turiști care vin la renumitul festival și nu numai. Pot este veni... o atracție, dar este și o mare problemă. Odată reușesc să fac retrocedarea așa cum a fost pe vechi, deci să pun oamenii în posesie, deci acum am dat iarăși o ultimă formă la procesele verbale de punere, cu niște corecții la procesele verbale de punere în posesie, au fost eliberate vreo 50, trebuie să ajung la undeva la 300 și vreo 12 procese verbale, deci mai am încă vreo 250, dar nu-i greu, pentru că odată ce a fost început lucru, înseamnă că lucrurile sunt bune și calea o cunosc. Problema cea mai mare la Poiană se pune să o curățim, una. Și a doua și mai mare, Narcisa este iubitoare de apă. Apă în Poiană nu mai există. Am făcut canale, anii sunt din ce în ce mai secetoși și până la urmă asta rămâne problema numărul unu. Cu cine numărul lucrați? Unu. Aveți mână de lucru la primărie? Cu asistența socială, membrii, beneficiarii? Din punctul ăsta de vedere, eu nu am decât 12 beneficiari la asistență socială cu drept de muncă, cu câteva ore, 20 de ore, 12 ore, 13 ore, deci foarte puțin. E de bine. Așa. Urmă, nu? Își fac da, treaba? Pentru mine este de bine. Lucrați cu ei? Categoric. Deci nu trec. Nu trece în luna următoare dacă nu și-au făcut orele, asta e clar. Lucrez. Am creat un serviciu de gospodărire comunală. Am câțiva oameni că trebuie să ai. Deci nu ai cum să te descurci numai contractând firme, încheiind contracte și dând bani. Deci dacă nu ai tu să rezolvi aici, să te duci să repare o bancă, să... Câte și mai câte sunt. Ca la câte... orice casă de exact. Un gospodar până la urmă. Câte nu sunt de făcut nu într-o comună. În ultimul comună. Rând, podul. Că a fost iarăși o investiție de anvergură. Este o investiție de anvergură. Da. Aceea va da suflu nou satului Hălmeag și implicit comunei Șercaia. Prin ce urmează să se întâmple la satul Hălmeag, podul este în derulare, este investiția Consiliului Județean la solicitarea și cu tot sprijinul Comunei Șercaia și lucrurile merg bine. În cursul anului viitor vom avea, în cursul anului acesta, am greșit, da. Să nu mă că înțeleagă cineva, da, așa, vom suntem. Avea podul, dacă suntem sănătoși, ne ține Dumnezeu, funcțional și vom trece pe el, nu, ne vom cinsti, vom desparge o sticlă de șampanie acolo ca să țină podul mult și bine. Nu există pericol de inundație, a trecut de-a lungul anilor prin multe situații multe. Care erau... Da, am tras de sălci, am tras de sălci de mea. Deocamdată. Nu știm ce e mâine. Dar pot să vă spun că am tras de sălci 15 ani de zile de mi-o venit rău, inclusiv eu. Am tras de sălci până am reușit, datorită acestui lucru că am fost implicat cu ceea ce spuneați dumneavoastră, dacă am lucrători. Da, am un grup și cu lucrătorii aceia noi am reușit și să ținem podul în picioare. Și astăzi circulă pe el și Crihalma, și Ticușul, și toți. Pentru că dacă se curăța și cel de la Crihalma, nu pleca la vale. Pentru că sălcile l-am prins la vale, nu apa.
Mai e un pod în sat, în localitatea Șercaia? Cât de bun este, cât de trainic e acel pod? E foarte trainic, este vorba de podul de peste vale, nu intră în calcul acum, o să intre și el în calcul, dacă consideră locuitorii că trebuie să mai intre în vederile mele și îmi dă girul, bine, dacă nu îmi dă girul, să fie sănătoși. Dar nu este momentul să... El e trainic, știu ce îi trebuie făcut, dar sunt alte priorități înainte. După ce le termin canalizarea, terminăm podul peste Olt, ne apucăm, avem de asfaltat, după aceea intră și el în calcul. Taxe și impozite la primăria Șercaia, știu că erați și un adept, țineați, să zic așa, foarte mult și la ceea ce înseamnă minim masa lemnoasă a comunei și din deci, acest punct taxe de vedere, și impozit, da. Am rămas pe aceleași taxe și impozite, din contră, în cursul anilor, am și greșit, este greșeala mea, trebuia să aplic procentul de inflație. Niciun an, numai anul acesta l-am aplicat. Deci, până în anul 2020, taxele și impozitele au fost în minus în fiecare an. Anul acesta am fost obligat, așa e normal să fie, actul curat a inflației, atât. Și oamenii și achită impozitul, este ok, deci nu este nicio problemă, atât timp cât pot să aduc bani din alte proiecte. Deci nu mă încântă banii pe care îi iau din buzunar la un consătean mai mult și eu să dorm în primărie și să nu accesez niște fonduri. Iarăși erați unul dintre adepții, să zic așa, spuneați stop tăierii necontrolate, a ceea ce înseamnă același. Șercaia, a rămas același. Avem pădure și anul acesta am avut posibilitatea să audă la locuitori că nu le mai trebuie lemne de foc. Deci am reușit am dat lemn de foc, nu la un preț, am făcut pierdere la prețul de piață, la prețul cu care a fost scos lemnul din pădure. Deci n-am făcut practic pierdere, n-am făcut beneficiu, haideți să vorbim invers, n-am făcut beneficiu. Puteam să facem un beneficiu din lemnul de foc, dar am renunțat la beneficiu acela și omul a plătit exact cât a costat scoaterea lemnului după picior, de pe firul pe picior și pus la marginea pădurilor în metri steri, aliniat și omul de acolo le-a luat. Atât a costat și anul acesta oamenii au fost foarte mulțumiți. Cred eu că sunt foarte mulțumiți atâta timp când am acum lemn și nu am cui să-l dau. Vis-a-vis de alte comune care țipă după un lemn de foc. Dar lemnul de foc este al comunei Șercaia, pentru că provine din pădurea comunei Șercaia și trebuie să vină în Șercaia. Nu se taie necontrolat? Nu, probleme. Probabil s-o tăia unul, doi, cu furtul inerent. Dar nu. Deci este exclus. Este exclus și de aceea avem pădure în picioare. Urmăresc și plantarea. De fapt, n-am avut anul acesta o să am tăiere rasă pe o suprafață, până acum n-am avut tăieri rase. Și să văd cum stăm cu semințișul, acolo este altă problemă, dacă este semințiș, dacă nu este, dacă trebuie plantat. Deci după ce termin, după aia închei partida cu tăierea, după aia putem sta de vorbă. Până atunci nu. Sunt multe discuții pe care le vom continua, domnule primar, în materie de proiecte și în materie de ceea ce înseamnă, să zic așa, părerea oamenilor despre investiții. Proiecte vă spun, am în continuare proiecte, dar chiar dacă sunteți foarte dragi, nu vi le pot da, pentru că eu am fost foarte deschis și până acum am spus, uite, mai am cu tare, și mi-au fost folosite în campanie ca fiind ale adversarului. Măi, stai un pic, spune-le tu pe hârtie, fă-le și după aceea spune-le că le faci. De aceea am pregătit în continuare cel puțin 3 proiecte pe diferite domenii, dar sunt ale noastre, sunt ale mele, ale grupului cu care îl conduc, al PNL-ului din primăria Șercaia. Oricum, ne vom mai întâlni până la vară. Până atunci vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și să fim sănătoși.